foarte bun. Continuăm acum un proiect început anul trecut, continuă și în anul pandemiei. Municipiul Satu Mare s-a transformat într-un tărâm magic de Crăciun. Cum iluminatul festiv și bradul din centrul orașului n-au fost suficiente, autoritățile locale au dat drumul și proiecțiilor speciale pe clădirile orașului. Spre bucuria localnicilor care admiră orașul și apoi inundă rețelele de socializare cu instantaneele surprinse pe străzi. Răspândirea magiei de Crăciun în Satu Mare este proiectul inedit pus la cale încă de anul trecut de către autoritățile locale. Proiecții de Crăciun în cartierele mari, dar și pe clădirile simbol ale orașului. Primele imagini au apărut în cartierul Micro 16. Din punctul meu de vedere, o idee foarte bună. Ce lipsește de aceste sărbători? Sincer, ce lipsește? Lumea, căldura asta, apropierea între oameni, cred că lipsește. Părinții și-au scos la plimbare micuții în Piața Libertății din Satu Mare. Copiii au fost cei mai fascinați de imaginile proiectate pe clădirile din centrul orașului. Cum îți plac? Care? Sunt frumoase? No, da, sunt frumoase. Am înțeles că vor fi mai multe clădiri în oraș, pentru să vedem și pe alea. Sperăm să fie mai diferit un pic. Seara trecută, hotelul Dacia, dar și biblioteca județeană au fost îmbrăcate în acadele, case de turtă dulce sau cadouri colorate. Ideea acestui proiect a pornit de fapt de anul trecut, doar că anul trecut au fost proiecții doar pe clădirile simbole ale orașului, iar anul acesta proiecțiile au ajuns în cartierele din municipiul Satu Mare ca să aducem spiritul sărbătorilor mai aproape de sudmăreni. Atmosfera de sărbătoare a ajuns și în inimile localnicilor, iar odată cu primele proiecții au apărut și primele reacții pe rețelele de socializare. Sutele de poze au strâns mii de aprecieri. Proiectul inedit va continua și anul următor.